După 44 de ani în care sălile de operație ale Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava nu au mai fost reabilitate, de acum blocul operator al unității sanitare este pregătit să primească bolnavii în condiții demne de un spital adevărat. 4 din cele 8 săli de operații, holul și curtea interioară au fost modernizate. Fiecare sală de operație are 35 de metri pătrați și respectă standardul german din 1946. Blocul operator are și spălător pentru medici, spălător instrumentar, camere de anestezie și cameră postoperator. Odată cu noua investiție s-au amenajat încăperile din panouri și pardoseală specială, ușor de întreținut și sterilizat. În același timp s-a instalat și un sistem de tratare a aerului care să împiedice transmiterea infecțiilor intraspitalicești și au fost montate și lumini speciale care nu fac umbre. Dincolo de aceste aspecte, instrumentarul și aparatura sunt acum nou-nouțe. Este foarte important ceea ce ați văzut până acum. Bineînțeles că standardul actual ne va permite să abordăm intervenții chirurgicale de o paletă mai largă și bănesc eu că o să fie și mai intervenții mai laborioase, cu gravitate mai mare, dar ceea ce este mai important este că prin ceea ce ați văzut, acest standard asigură o siguranță deosebită pacientului. Standardul ISO la care Spitalul Județean Suceava atinde și este în curs de evaluare, va alinea acest spital spitalelor din comunitatea europeană. Noi suntem foarte bucuroși că putem să lucrăm în astfel de condiții și rezultatele care se vor obține, spunem că vor vorbi mai mult decât putem noi să vă spunem dumneavoastră. Celelalte 4 săli de operație din blocul operator vor fi finalizate peste o lună de zile. Banii pentru renovări și dotări, adică 72 de miliarde de lei vechi, au venit de la Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Suceava. Vă reamintesc, în decurs de mai bine de 3 ani de zile, Guvernul României, Consiliul Județean Suceava, Primăria Municipiului Suceava a alocat circa 10 milioane de euro pentru modernizarea Spitalului Județean Suceava și vă aduc aminte, spitalul vechi cu cele 4 secții, apoi spitalul nou cu multe din secțiile modernizate. Astăzi ne aflăm în grădina interioară de aici, din pavilionul nou al Spitalului Județean, o grădină care era așa un depozit de bălării cu puțin timp în urmă și care astăzi arată un spațiu civilizat foarte util pentru bolnavi care pot să iasă să se recreeze sau pentru musafirii care vin să-i viziteze.